Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Vreau să vă întreb dacă v-ați dori vreodată ca în România, sau cum vi s-ar părea să fim conduși de un partid al inteligenței artificiale. Cum? Aha. De un software de inteligență artificială. Care... Adică să te conducă un partid care ia decizii pe baza unui inteligențe artificiale. Sau suntem deja în situația asta și nu-mi dai o seama. Da, nu sunt. Da, se întâmplă în Danemarca, da, fii atent. Danemarca are de acum înainte, printre formațiunile sale politice, și un partid care este condus în întregime de un software de inteligență artificială și care dorește să se prezinte la următoarele alegeri parlamentare, deci, prin iunie anul viitor. Stai să înțeleg bine. Deci partidul, există un partid, da, care în loc de șef să închină cum ar fi la un soft din ăsta. La un ordinator, dacă vrei să fii francez. Să uită soft, da, la calculator, așa, și zice calculatorul cam cum ar trebui să facă, nu? Cam așa ceva, da. A fost lansat prin luna mai de un colectiv, cum sună asta, artistic danez, se numește artistic, colectivul ăsta, Computer Lars. Partidul sintetic nu dispune încă de un număr suficient de semnături, asta este problema, pentru a participa la alegeri, dar e timp suficient. Aha, aha. Deci partidul sintetic... Fii atent, că are și viziuni politice. Ia, a, dar sunt dezamăgit, pentru că reprezintă viziunile politice a unei persoane obișnuite. A, deci au strâns ei date. Cam ce și-ar dori o persoană obișnuită și au băgat acolo. Da, păi așa ar fi firesc. Că aici pare că, de exemplu, în România, cei care sunt membri în partide sau le conduc au viziuni neobișnuite, că ei nu-și doresc ce-și doresc persoanele obișnuite, adică stradă, școală, spital și mai puțină nesimțire, ei își doresc să pună în funcție. Eu îmi și închipui cum ar funcționa un partid ăsta în România, știi? Adică să ai un partid din ăsta soft. Ia la putere. Deci ar, băi, ar avea câteva idei. Deci, în primul rând, dacă, eu am zis așa la început, dacă nu reușim cu oameni, măcar cu calculatoare. Dar, în fine, dacă ar fi în România, în primul rând s-ar vedea ce pile au calculatoarele, știi? Aha. Zic, am și eu un văr mai, un Pentium 486, săracu, dar face treabă, știți cum e? O consolă de aia din anii 2000. Exact, da, cam așa ar fi. E mai vechi, dar știți ce bine? Am și eu aici pe cineva, bag și eu pe, aici pe fișierul dumneavoastră. Asta cam așa ar fi. Îți dau mouse-ul meu. Da. Și va fi primul calculator care va cere dosar cu șină, știi? Adică asta e, cum va trebui să mergi undeva, calculatorul va avea dosar cu șină, aveți? Am cam asta să vă întâmplă. Eu ți-am spus de multe ori, am impresia că pe noi ne conduce o inteligență artificială, dar un pic virusată. La cine te referi? La cine vrei tu. Gândește-te la cea mai înaltă poziție, nu știu. Ah, te referi la domnul președinte? Deci domnul președinte e un pic robotizat. Nu-mi permis să-l fac virusat pe domnul președinte. Am crezut că nu-ți permis să-l faci președinte. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.